Aceste măsuri anunțate în urmă cu puțin timp de președintele Klaus Iohannis cu medicul Radu Țincu de la Spitalul Floreasca. Bună ziua! Bună ziua! Domnule doctor, cum vi se par aceste măsuri? Sunteți de acord cu ele? Inițial, nouă ni s-a spus că masca e aproape inutilă. Da, sigur, acest lucru s-a spus la începutul pandemiei, însă lucrurile s-au schimbat fundamental în lunile care au urmat. Masca de protecție va fi și vorbeam chiar acum câteva zile tot adunată la B1 despre faptul că în momentul relaxării măsurilor va trebui să păstrăm menținerea distanțării sociale. Asta înseamnă că exact nu o să ne putem aduna în număr foarte mare. La locurile de muncă aglomerate din hale industriale va trebui regândit programul de lucru. Se vor monta diferite panouri de protecție între lucrători. În școli, în momentul în care se va relua activitatea școlară, în mod clar va apărea o modificare probabilă a programului care să permită un număr mai mic de elevi care să participe la orele de curs și așa mai departe. Deci distanțarea aceasta socială va continua. De asemenea, vor fi menținute măsurile de protecție. Este clar că după 15 mai nu vom putea să ieșim din casă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că în realitate nu s-a schimbat nimic. Virusul este în continuare prezent, există transmisibilitate intracomunitară, nu avem un tratament etiologic împotriva virusului și nu avem un vaccin. Și atunci, în momentul în care relaxăm aceste măsuri, pentru că ele trebuiau relaxate din mai multe perspective, din perspectiva economică, nu puteam rămâne în casă până la anul viitor când descoperim un vaccin, din perspectivă psihologică, oamenii nu puteau fi ținuți izolați la domiciliu luni de zile. Și atunci va trebui să repornim oarecum toate aceste activități normale, însă trebuie să le repornim, având în vedere că pericolul este același și va trebui să luăm măsurile care se impun. Măsurile de protecție sunt extrem de importante și spuneam chiar acum câteva zile, credeam și era părerea mea de profesionist, că masca de protecție va fi obligatorie și acest lucru probabil că va fi obligatoriu pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Urmează, sigur, să vorbim și de măsurile celelalte, care înseamnă mănuși de protecție. Probabil că și aici lucrurile vor fi specificate în zilele următoare, atunci când mergem la cumpărături și atingem, spre exemplu, coșurile din supermarketuri și așa mai departe, vom avea mănuși de protecție. Se va menține obligativitatea ca hipermarketurile să dezinfecteze toate suprafețele și să existe acele geluri dezinfectante la intrare. Și sigur că va trebui să continuăm să avem și să ne implementăm în viața personală măsurile de igienă personală cu spălarea mâinilor și utilizarea acelor geluri dezinfectante. Însă, masca de protecție, din punctul meu de vedere, reprezintă o barieră fizică împotriva virusului. Sigur că nu reprezintă o protecție de 100%. Nu va trebui să forțăm, să spunem, noroc, să ne forțăm norocul, crezând că dacă purtăm mască de protecție, acest lucru ne permite să mergem în locuri foarte aglomerate și să sfidăm toate celelalte elemente de igienă personală. Masca de protecție ne asigură un grad de protecție prin această barieră fizică pe care o creează în fața gurii și a nasului. Voiam să vă mai întreb un lucru, domnule doctor. Să ne spuneți încă o dată totuși cum se folosește această mască, pentru că foarte mulți dintre români, găsind destul de greu și la prețuri mult mai mari decât înainte de epidemia aceste măști, le-au spălat, deși sunt acele măști pe care le cumperi în farmacie, cele albastre sau verzi, au spălat acele măști, le-au pus la soare unii dintre ei, sau dacă au cumpărat măști de pânză, le-au și călcat, celelalte nu pot fi călcate. E corect să procedeze așa? Depinde despre care măști discutăm. Dacă discutăm de măștile chirurgicale, ele se pot dezinfecta, se pot scufunda în apă clorinată și apoi se pot pune la uscat și pot fi reutilizate. Mai simplu, fără să acționăm în vreun fel asupra lor, dacă măștile respective sunt ținute 2-3 zile la aer, virusul moare de pe suprafața lor. Deci va trebui să gândim în momentul în care masca va deveni obligatorie, trebuie să ne gândim că va determina o presiune foarte mare pe producție, pentru că vor trebui produse foarte multe măști, astfel încât toată populația să le poată utiliza. Și atunci va trebui să ne gândim cum le vom putea reutiliza. Pentru măștile chirurgicale, v-am spus, ținerea lor 2-3 zile la aer va determina moartea virusului, iar dacă le scufundăm în apă clorinată și apoi le uscăm, acest lucru va avea aceeași eficiență. Dacă discutăm de acele măști de bumbac care le
se pot realiza în diferite ateliere de croitorie. Ele, sigur că pot fi spălate, pot fi călcate, pentru că sunt mult mai rezistente, materialele respective sunt mult mai rezistente. Însă, dacă discutăm de acele măști fabricate din bumbac, trebuie să avem în vedere că este foarte bine dacă putem pune mai multe straturi de material textil, astfel încât protecția pe care ne oferă să fie mai mare. Mulțumim foarte mult pentru aceste precizări, domnule doctor. România de